Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așadar, operațiunea militară specială de 2-3 zile în Ucraina a intrat azi în a 22-a zi de război rus de agresiune, iar rușii par să nu mai aibă alte idei tactice acum decât să demoleze cu artileria grea orașele pe care le asediază, în speranța că mai mult explozibil și mai multă barbarie îi va scoate cumva din teribila fundătură în care au intrat. La telefon este sociologul și expertul în securitate militară, Claudiu Degeratu. Bună dimineața! Bună dimineața! Ieri, sunt convins că ați urmărit două discursuri memorabile din partea liderilor părților aflate în război. De o parte, Zelensky, care s-a adresat Congresului American, fiind aplaudat minute în șir, a mulțumit pentru sprijinul de până acum și a cerut și mai mult ajutor din partea lumii libere ca să reziste agresiunii rusești. De partea cealaltă, o ieșire televizată, eu îi spun înfricoșătoare, a lui Putin, care a anunțat că a venit momentul autopurificării societății ruse de cetățenii ruși trădători cu simpatii occidentale, care vor fi scuipați ca o muscă ce-ți intră în gură. Acestea au fost citate din Putin, evident. Domnule Degeratu, cum vedeți dumneavoastră aceste două discursuri? Zelensky pentru Congresul American și Putin pentru poporul rus. Care sunt semnificațiile lor? Cred că în cazul lui Zelensky abordarea ar trebui să fie una de a înțelege faptul că este într-o ofensivă mediatică excelent dezvoltată. Credeți că scrie singur discursurile, care sunt foarte bune? Nu, în niciun caz, în niciun caz nu. Adică... Eu cred că are o echipă care, ce să spun, între timp trebuie să facă și un fel de campanie prezidențială. Am impresia că sunt hotărâți să mențină în același timp măuși la Poroșencu, care din când în când mai încearcă și el să iasă, tot în ideea că rămâne cel mai important contracandidat prezidențial. Este o combinație de război informațional, comunicare politică și război psihologic. Au fost de la început, cel puțin președintele Zelensky a fost de la început și pregătit și hotărât ca imediat după invazie să mențină o canale de comunicare politică deschisă cu cei mai importanți decidenți de pe glob. Se vede foarte clar că și-a atins obiectivele din punctul meu de vedere. Vedeți ovațiile, vedeți tot turul de forță și cu Parlamentul Canadian și cu Parlamentul European și cu Camera Comunelor. Exact. Peste tot, da. Face referiri culturale care au legătură cu cei care îl ascultă. E foarte bun. Da, e, cum să spun, probabil un nou tip de abordare din care vom învăța multe în materie de comunicare în situații de criză și de război, pentru că lucrul ăsta nu prea l-am văzut așa în ultimii 20 de ani, aceste interacțiuni directe. Da. Liderii europeni au fost cam blegi, așa, ca să fim cinstiți. Cel puțin. De Putin, ce ziceți? Abordarea, da, asta eu îmi permit că suntem, da, eu îmi permit să spun așa că sunt la matinal, dumneavoastră probabil că nu și înțelegem de ce, dar lăsați-mă pe mine că iau eu hate-ul dacă e să fie. Ce ziceți de Putin? În cazul lui Putin, probabil că încearcă să recupereze foarte disperat acest spațiu informațional intern și-a dat seama că această strategie eficientă de comunicare a lui Zelensky a penetrat puternic în Federația Rusă și el acum, de fapt, este într-o defensivă. Tot acest discurs de ieri încearcă să separe cumva apele și să-și mobilizeze proprii suporteri, dar joacă în propriul teren. Vedeți că e greu să mai reușească să mai se adreseze unei audiențe internaționale. Izolarea își spune cuvântul și... E o retorică stalinistă de-a dreptul, autopurificarea stalinist orveliană, adică autopurificarea societății ruse e ceva... Da, pentru că are o carență ideologică. Deci tot regimul lui Putin are o carență ideologică. Înainte era foarte simplu ca pentru Stalin să facă apel la ideologia comunistă, care într-un fel mai transmitea și valori, nu doar, etichete personale și tușe groase trase la acest nivel de bazale, elementar, de purificare, dispariție, eliminare, el are această mare handicap. Nu are, în spatele unui regim ca lui Putin, nu există nimic altceva. Înainte de 89 mai exista ideologia comunistă, cu toate problemele, așa, și cu toate, să zicem, limitările chiar conceptuale, dar acest lucru se vede. Este foarte greu și atunci sigur că impune, de fapt, forță. Nu mai transmite nimic din acel element de putere al ideologiei de stânga care, să zicem, că mai mobiliza masele în anumite... Măcar exista un vis revoluționar. Am văzut ieri și un discurs la Chișinău al președintelui Iohannis alături de doamna Maia Sandu. Președintele Iohannis a spus foarte bine și lăudabil că România nu va refuza intrarea niciunui refugiat din Ucraina, ceea ce desigur e o reacție foarte normală. E profund omenească, nu? De solidaritate cu un popor aflat sub o agresiune barbară. Dar dincolo de intențiile acestea frumoase și lăudabile vine logistica. Europa se confruntă acum cu un val de milioane de refugiați veniți într-un timp foarte scurt, sunt 3 milioane sau mai mult, în 3 săptămâni. Ce probleme anticipați pe termen mediu în această privință? Pe termen mediu eu anticip, în primul rând, o sporire a numărului de refugiați. În al doilea rând, probabil că vom avea efecte economice în țările care primesc din prima linie, mă refer la Polonia, care deja a început să transmită anumite semnale de saturație în materie de gestionare, la noi și, bineînțeles, la moldoveni, unde lucrurile chiar ar putea să devină chiar mai sensibile decât în cazul Poloniei. În al doilea rând, urmează probabil un efort la nivel european de a gestiona prezența. Pentru moment, din câte îmi dau seama, nu există o distribuție care să mai reducă din presiunea pe țările de la graniță și probabil că va fi nevoie de un alt tip de, să zicem, de abordare pe termen mai lung și în materie de integrare și de protecție socială, dar este clar că trebuie să discutăm pe un termen mai lung, cel puțin 2-3 ani, situația acestor refugiați. După aceea există cealaltă problemă legată de contribuțiile europene la gestionarea acestei situații, care, pe părerea mea, încă sunt, nu sunt abordate chiar sistematic. Așa, vedeți că există niște centre umanitare care au început să fie dezvoltate în jurul Ucrainei, pe unde se mai poate, adică România, Moldova și Ucraina, Ungaria, Slovacia și Polonia. Dar, după părerea mea, deja situația este mult prea dramatică și va trebui să intrăm mai mult în interiorul care încă este liber din Ucraina. Și voluntarii încearcă să facă un efort să ajungă cât mai aproape de anumite zone din interior. Deci, cumva, Uniunea Europeană, măcar, sau țările europene, ar trebui să se gândească la misiuni umanitare în interiorul teatrului de război. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct la Deșteptarea sociologul și expertul în apărare Claudiu Degeratu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.